Uzina mecanică și șasiuri Dacia va fi oprită pentru mai multe zile, începând de astăzi, ca urmare a scăderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia. Angajații care vor rămâne acasă vor primi 85% din salariu și tichetele de masă aferente. Uzina Dacia din România produce componente pentru fabricile Global Access ale Renault Group, dar și pentru alte modele ale mărcii, precum și pentru Nissan. La capitolul componente, la Mioveni sunt produse atât motoare cât și cutii de viteze. De aici, cutiile sunt expediate inclusiv în Rusia, unde Renault Group are două uzine, în Moscova, pentru mașinile sub sigla Renault. Criza generată de războiul din Ucraina și restricțiile impuse Rusiei, suprapuse peste criza semiconductori, au determinat oprirea ambelor uzine Renault din Rusia.